Salutare tuturor, aici cu voi Justical și bine v-am regăsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi o să facem Last Play, Fast Pending, următoarea misiune de la Geralt, cele noi. Cele noi am avut una, două, trei, patru, cinci misiuni. Șase, foarte slăbuț, șase misiuni pentru un nou DLC. O să facem și Fast Pending-ul, celelalte episoade o să le găsiți tot pe canalul meu, cum să faceți misiunile pe hard singuri. O să-i dăm start la Fast Pending. Dacă doriți să le faceți singur, trebuie să fiți pe Invite Only Session. Dacă sunteți pe public, o să nimeriți player, pentru că foarte mulți playeri se joacă în perioada asta misiunile astea, pentru că sunt noi și toată lumea vrea să le încerce. Inclusiv eu vreau să le încerc, de asta vreau să le pun pe canal și vreau să văd și cum sunt. Hai să vedem cum e Fast Pending. Trebuie să furăm droguri. Bă, ești nebun? Păi o să începem dacă e cu Weed-ul. Hai să vedem cum o să fie acolo. Mergem frumos cu viteză, cu Loganul nostru, pe felie. Sper că vă place seria să vă filmez episoadele cu voce. Eu unul le filmam fără voce, doar pur și simplu să vă uitați la joc. Și am observat că nu prea atrag foarte bine și zic că atrag mult mai bine dacă vă și comentez eu pe lângă ceea ce fac în misiune. Eu am ales să aleg acum locația asta pentru că celelalte sunt în ordine crescătoare și trebuie să mă duc de la una la alta. Cum sunt, chiar nu știu, nici n-ați văzut. Ați văzut și voi acolo că nu am văzut la misiune, adică că am mai fi făcut-o până acum. Deci pur și simplu o să fiu first time, cum vedeți și voi, misiunea first time. Haide, sufletul meu, ce e aici? Bun, hai să ne batem cu săracii ăștia. Vă recomand să folosiți MG-ul la misiunile astea, ținând cont că e pe hard. NPC-urile au o viață foarte mare. Ce nu-mi place la misiune și am observat că chiar mă enervează chestia asta, nu mi-arată toate NPC-urile pe mapă și mă cam ia prin flagrant. Hai mă, scoate capul și tu. Bun, Don, facem un reload când intrăm. Hai să vedem ce se întâmplă înăuntru. Mi se pare mie sau ăsta e un bug? Asta cred că e un bug. Dacă eu vreau să intru aici, să fur drogurile, da? Cum le fur? Bă, ești nebun, trebuie să te apropii foarte mult de ușă, chiar dacă intri în waypoint. Eram sigur. Pentru cei care aveți Weed Farm sau ceva de genul, arată exact cum este în Weed Farm. Nu văd vreo diferență sau ceva dubios. Acum bănuiesc că o să mă aștepte afară din nou aceeași problemă. Trebuie să apăsați E când intrați. Văd că o să avem companii. Foarte tare.
A, motocicliști, nu-i prea wow. De-abia acum i-a pornit motorul, ceva foarte dubios. Deci misiunea ei un pic de tot buguită, nu foarte buguită, dar vedem noi până la final ce și cum și când se întâmplă. De curiozitate, pe mine, dacă urmăresc ăștia acum de la droguri. Și eu mă duc să iau drogurile astea la alte. Eu o să continue să mă alerge. Sunt curios dacă pot să închei mașina de la mecanic. Bun. Da, ăștia continuă să ne urmăresc. Să continuăm să ieșim ușor, că tot la fel, după cum se observă, se spamează toate NPC-urile. De ce am aici NPC-ul și nu mi l-a dat? Avem și sus, avem și sus, avem și sus, avem și sus. Avem și jos. Aia-te pe bune, mor și tu mâine. A murit. O să intrăm cu un HP aici înăuntru. Tot la fel, trebuie să apăsați E. Nu vă spune că trebuie să apăsați E. Hâți. Zona asta e foarte expusă aici. Deci e extrem de expus. Să vedem cum intrăm noi pe zona asta expusă. Mai ales deja am pierdut o viață. Deja avem și NPC-uri pe exterior. Da, da, luați-vă cover, că am și eu cover. Bun, l-am luat și pe ăsta. Mai e ceva? Nu-i nimic. Luăm și drogurile astea. Greuță misiune. Să vedem acum când ieșim afară. Și pe asta am 100, pe asta am 200. Deci o să luăm pe asta cu 200. Tot la fel apăsați când ieșiți. Mi-a schimbat mașina pentru că nu-i de joacă cu ăștia pe exterior afară. Bun, la asta le urez succes să tragă. Din câte observ până acum, la misiunile astea se face destul de mult RP. Doar că NPC-urile sunt atât de OP încât
Deci mi-a tras prin geamul la Nike Shark și mi-a luat 75%. 75% am rămas cu 75%. Și văd că ei mă urmăresc, ținând cont că eu sunt cam rapid cu Nike Shark-ul ăsta. Nu sunt niște misiuni ușoare deloc, doar că văd că oferă ceva RP, adică îmi dă 50 RP per NPC lovit. Nu-i rău. Mamă, ăsta nu se lasă aici, nebun? Bun, o să-mi las mașina fix aici. Am să intru înăuntru. Nu știu cât de expus mă lasă și aici, că se poate să pierd misiune. Hai că n-a fost așa greu aici. Am luat drogurile și de aici. Tot la fel se iese pe E. Dacă te bagi în point, nu te scoate. Vom merge la ultima locație, cred că cea mai grea aia. Frumos, l-am luat cu revolverul, frumos. Mamă, mi-aș fi dorit să-l iau pe ăla. Așa, mai fac și un pic de RP, că n-am suficient. Hai să vedem cum intrăm înăuntru. Sper să nu mor. Perfect. Pă bune? Nu mai e nimeni? Doar un NPC? Sigur? Pă aici, nebun? Trebuie să mă întorc la Gerald apartament. Îmi zice cu regroup, deci... teoretic să facem 4 frumos pe felie, dar...
Eu fac într-unul, ca să vă arăt că se poate să se facă într-unul mașină, misiunea. Frumos! Nu-i chiar așa grea. Dar ai o zonă care era acolo unde trebuie să luăm drogurile din cargo, era destul de greu. M-au omor toate, pentru că intri direct în zona expusă și trag toți în tine. Dacă o faci în doi player, ți-ar fi foarte ușor, dar... Vreau să le iau și pe asta. Bun, mergem la Gerald acasă. Gata. Mission passed. Hai să vedem cât oferă. Un 36K, destul de bun. Băi, destul de bun award-ul. Acum că e double XP. Că nu o să mai fie double XP, o să fie praf. 15.000, nu o să le facă nimeni. Vă mulțumesc pentru vizionare. Cu foaia a fost Just Eagle și ne revedem la următorul episod. Pa, pa!